Vă salut și bine ați venit pe canalul meu. Dacă sunteți noi aici, apăsați butonul de abonare pentru a dezvolta comunitatea din ce în ce mai mult. Astăzi vom găti saramură de pește. Această rețetă am întâlnit-o la Dunăre, în zona Olteniei, sudul Olteniei mai exact. Azi voi folosi 6 bucăți de macrou și pentru saramură folosesc 3 roșii, 4 ardei capia, ceapă, 3 cepe, am ales ceapa roșie pentru că o să-i dea o culoare mai frumoasă, și 4 ardei iuți, 2 roșii și 2 verzi. Prima dată vom coace tot ce este aici și mergem cu acestea la grătar. Am pus grătarul să încingă un pic. Și urmează să punem legumele când o să fie jarul mai puțin încins. Să fiți foarte atenți pentru că legumele se fac foarte ușor, mai ales ardeiul. Ardeiul se face repede. Roșia o să fritureze un pic mai mult și ceapa. Ardeii capia sunt aproape gata. Așa trebuie să arate pentru că o să-i curățăm. Și ardeii iuți. Sunt gata. Ceapa trebuie să o lăsați un pic mai mult. Cât tocăm restul ingredientelor, ceapa o lăsăm să mai facă un pic. Și roșiile putem să le luăm. Usturoiul este aproape gata și îl mai lăsăm 5 minute. Mergem să le curățăm. Legumele noastre în afară de ceapă sunt gata. Eu le las 10 minute maxim pentru a se răci. Acum nu pot să pun una pe ele să le curăț pentru că sunt foarte fierbinți. Lăsăm 10 minute să se răcească și revenim la ele. Până atunci mergem la ceapă să vedem ce face. Ceapa este gata. Pentru a o încerca, o luați și apăsați ușor pe ea. Dacă e moale, înseamnă că e făcută. Am venit și cu o craiță pentru saramură, unde vom pune legumele. Acum urmează să le decojim și le tocăm. Ne apucăm de treabă. M-am și îmbrăcat că vine ploaia și s-a lăsat un pic răcoare. Acum pur și simplu luăm. Uitați cât de ușor se decojește acest ardei. Dacă ardeți ardeiul, să nu vă faceți griji, pentru că el se desface și mai simplu. Uitați coaja pe care ați ars-o și rămâne foarte frumos. Deci nu e problemă dacă l-ardeți sau se întâmplă ceva. Cu ardeii aceștia mai micuți o să vă chinuiți un pic, dar pentru rezultat credeți-mă că merită. Am trenat cu ardeii capia și ardeii iuți. Urmează roșiile. Roșiile se desfac foarte ușor. Vedeți. Dacă nu sunt coapte roșiile, vă veți chinui un pic să le desfaceți, să le dați coaja la o parte. Dacă scoapte imediat, deci. Deci nu trebuie să faceți de ele. Iar ceapa se decojește foarte ușor. Dacă apăsați pe ea, iese tot. Deci să fiți un pic atenți. Uitați cum iese. Ne apucăm de tocat acum. La ardei să scoateți semințele, pentru că nu prea sunt așa bune în saramură. Și să le tocați cât mai mărunt se poate. Când tocați roșiile, un lucru foarte important, ele o să-și lase un suc. Să nu aruncați acel suc, pentru că acolo e foarte mult aromă. Deci încercați să păstrați din zeama roșiei și puneți în oala în care faceți saramura.
Am terminat cu legumele. Acum, eu o să mai pun așa. 3 frunze de dafin. Le rupesc pe din două. Punem un pic de sare acum. Dar nu foarte multă. Pentru că după ce o punem pe foc, o să mai gustăm. Și o lăsăm exact cum vrea fiecare. Și adăugăm sosul de roșii. Pun cam 150 de ml de sos de roșii. Și o să mai fie nevoie de jumătate de litru, un litru de apă, cât să acoperim peștele. Las cum arată. Eu adaug 500 de ml de apă. Vedem dacă mai e nevoie după aceea. Amestecăm și o vom pune pe foc. Dar pe foc o puneți, să zic, să dea într-un clopot și cam atât, nu mai mult. Și după aceea o gustați. Pregătim peștele. Eu o să-l desfac ușor, cât să îl pot condimenta. Acum îl vom condimenta. Prima dată o să pun cimbru pe el. Se poate pune cimbru și în saramură, însă eu prefer să-l pun pe carne, să intre în pește gustul. Urmează piperul. Buiaua. Aici puneți după gust. Și ultima dată sare. Peste saramura noastră, acum punem și usturoiul rămas, cealaltă căpățână de usturoi. O tocăm mărunt sau dacă nu puteți o radeți, după preferință. Adăugăm și usturoiul. Și gata momentan, amestecăm și mergem la foc cu ea. Ca să nu ardeți peștele, peștele se pune pe partea cu pielea prima dată și îl lăsați, nu-l mișcați. Îl puneți pe loc unde aveți jar și acolo îl lăsați până începe să facă deasupra. O să vă arăt imediat cum trebuie să fie. Uitați cum arată aici. Așa trebuie să albească peștele și acum se desprinde, nu e lipit deloc. L-a început să facă pe deasupra și putem să-l întoarcem. Fără să se lipească nici măcar un pic. Peștele e gata, am lăsat pe cealaltă parte, cred că 7-8 minute. Eu i-am întors ca să pot să-i verific pe fiecare și acum îi voi lua pe toți. Cam așa trebuie să arate. Peștele este făcut. Este gata peștele nostru. Introducem tot peștele, îl introducem în saramură acum și trebuie să fie acoperit. Saramura de pește e gata. Eu o să mai las cam 10 minute, un sfert de oră să stea. Mulți o lasă mai puțin, alții mă observesc imediat. Dacă vi s-a părut interesantă rețeta sau dacă ați avut ceva de învățat, abonați-vă la canalul meu, mă ajută foarte mult să dezvolt comunitatea și vă aștept în comentarii, că știu că sunt persoane de aici care stau prin Brăila, Constanța sau pe la Dunăre, să lăsați și rețeta voastră de saramură. Abia aștept să încerc și variantele voastre și să învățăm cu toții să gătim din ce în ce mai bine. Eu abia aștept să mănânc. Momentan e foarte fierbinte, abia mă încălzesc la mâini că e foarte frig, vine și ploaia, mă grăbesc foarte tare. Așa că ne vedem la următorul clip. Vor fi pe canal din ce în ce mai multe rețete în următoarele săptămâni, pentru că vin sărbătorile pascale, voi posta mai des, așa că abonați-vă că o să merite. La revedere!